Evanghelia după Matei, capitolul 24, vom asculta primele 14 versete, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 952. Matei 24, începem citirea cu versetul 1. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră, care să nu fie dărâmată. El a șezut jos pe munte Măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și au zis, spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie, vedeți să nu vă spăimântați. Căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi, dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea și se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina al mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, prin binecuvântarea Domnului în această zi, suntem la slujba de dimineață în locul acesta și după momentele de închinare și de laudă la adresa Domnului, urmează să ascultăm al Domnului cuvânt, continuăm să ne rugăm ca Domnul să deschidă ușa de cuvânt, să ne transmită mesajul Său și prin cuvântul Evangheliei, dincolo de ce reușesc eu să spun, Duhul Sfânt să ia cuvântul de aici și să-L personalizeze pentru viața ta, în așa fel încât să ai lumină, să ai călăuzire pentru zilele care urmează și pentru timpul care urmează. Este ultima slujbă programată în sânul comunității dumneavoastră, am mai avut vineri seară o slujbă cu familiile, ieri am avut slujbă cu tineretul de aici, de la dumneavoastră și din zonă. În ziua de astăzi suntem împreună și vă mulțumesc de ospitalitatea dumneavoastră, de dragostea de care ați dat dovadă, fiind prezenți la slujbe, orice predicator se bucură că are cui predica, totdeauna. Chiar dacă are predici grozave, de dacă n-are cine l-asculta, ce să facă? La dumneavoastră am avut ascultători, slăvit să fie Domnul! Totodată mulțumesc familiei Cristea pentru că m-au primit pentru biserică și în numele Domnului Dumnezeu să-i răsplătească. Dați-mi voi în ziua de astăzi să vă vorbesc câteva lucruri despre vremurile pe care le trăim și pe care le vom mai trăi. Lucrurile nu vor mai fi niciodată la fel. Din punct de vedere istoric, financiar și spiritual, am intrat într-un fel de pâlnie. Cât ești la largul pâlniei, te mai întorci, mai cumperi, mai vinzi, mai faci proiecte, mai te gândești ce o să fie. Pe măsură ce intri în pâlnia asta istorică, ajungi spre o zonă în care nu mai e loc de întors, în care ești purtat de curent. Și tocmai asta se întâmplă acum, ceea ce trăim noi. Majoritatea oamenilor se gândesc să fie măcar cum a fost înainte de COVID, măcar. Dar toată lumea știe că nu va mai fi niciodată. Bineînțeles, e mare surpriză pentru lumea aceasta. Îți deranjați grozav că nu va mai fi niciodată. Dar credincioșii, familiile credincioase știu că noi aici nu suntem la făcut case și construit și avut concedii și dus o viață faină și lejeră, cum mulți am dus-o până acum, ci aici suntem în test, pentru că viitorul nostru nu-i lumea asta, e cerul nou și pământul nou. Și aici doar ne dăm testul, să vedem dacă suntem apți să moștenim împărăția aceea. De aceea pe pământul acesta nu banii sunt principali, nu concediile, nu casele, nu luxul, nu confortul, ci credincioșia față de Domnul. Și din punctul acesta de vedere, aș vrea să vă spun că există câteva lucruri de care trebuie să ținem cont. În prima parte a mesajului meu voi vorbi despre climatul acestor vremuri prin care îl identificați, că sunt unice. E un climat unic pe care Scriptura ne-l descoperă. Și apoi voi vorbi de biruitorul acestor vremuri. Pentru că nu uitați, stimații mei, Dumnezeu în cartea Apocalipsei n-are nicio cunună, niciun premiu, nicio făgăduință
pentru cei ce sunt înfrânți, pentru cei ce cedează, pentru cei ce abandonează. Nu o să găsiți premii 2, 3, premențiuni de consolare, nu o să găsiți nicăieri. Veți găsi doar făgăduința, celui ce va birui, îi voi da. Restul nu-s pe acolo. Există foarte mulți oameni care au lăsat, Domnule, mi-au împrumutat 5.000 de euro, pastor, preot, nu știu ce, nu mi-a mai dat înapoi, am lăsat și pocăință și cântare și tot. Și el își imaginează că Dumnezeu îi va da, da, Domnule, meriți un premiu de consolare. Nu există asta. Te ridici din pierderea ta, te ridici că te-a lăsat logodnic un drum, te ridici cu ofensa făcută și ai de prins un premiu întâi, Doamne ajută! Te duci să-l prinzi rapid. Pentru asta trăiești în lumea asta. Nu pentru aia 5.000, nu pentru provocările și evenimentele pe care ți le-ai pregătit în viață. Le iei ca din partea Domnului și ajungi biruitor. Doamne ajută! Care este climatul acestor vremuri din urmă, care sunt unice în istoria omenirii? Primul aspect pe care aș dori să-l subliniez este timpul scurtat. Capitolul 24 din Evanghelia după Matei, versetul 22, spune așa: și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa, dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Amin. Trăim un lucru deosebit pe care majoritatea din scrierile pe care le avem, din experiențele oamenilor, nu s-a mai întâmplat niciodată. La momentul actual trăim un timp condensat și scurtat. Nu atât de mult la număr de zile, pentru că graficul și evenimentele lui Dumnezeu sunt foarte clare. Vor veni 3 ani de jumătate, când se va face un legământ, la jumătatea celor 7 ani, după 3 ani și jumătate se va rupe legământul, va urma 7 ani, care vor fi necazul cel mare și în totalmente, cu tot cei 3 ani de jumătate. Deci lucrurile sunt foarte clare în ochii lui Dumnezeu. Nu scurtează aia 7 ani și faci dintr-o dată 4. Nu! Sunt aceleași zile, același olar, dar timpul de percepție a celor zile se schimbă. Adică, la momentul actual, după foarte mulți fizicieni și oameni care studiază Scriptura, noi din cele 24 de ore pe care le trăiau bunicii noștri, noi trăim 16 la momentul actual. Și el se continuă să se condenseze timpul acesta. Nu vorbesc de o anumită rezonanță Schumann care a fost observată în anul 1982, nu discut pe aia, ci discut pe chestia numai spirituală, și anume, timpul este condensat. Ne facem planuri și avem la îndemâna noastră o grămadă de lucruri care economisesc timp. Când eu eram copil, mama mă spunea să o ajut la spălat rufe, de exemplu. Puneam într-o vală rufele de spălat cu ceva săpun, detergent, ce era pe vremea aceea, le lăsam la muiat puțin, după aia luam un fel de mângălău sau mângăliță ce era și dădeam pe el în continuu așa. Lua timp ca să pregătești mâncare, lua timp ca să dai cuvar, lua timp, o grămadă de lucruri. La momentul actual, mașini automate, robot de bucătărie, cumperi de-a gata, toate sunt pregătite, toate le ai la îndemână. Și bogații și săracii se plâng de lipsă de timp, n-au timp. Te scol de dimineața și programezi câteva lucruri să rezolvi în ziua aceea, te învârți de 2-3 ori, o veni seara peste tine cu surprindere și ai constatat când dacă ai rezolvat unul. Și în continuu vine anul nou și spune, băi, n-am rezolvat, dar la anul să vezi rugăciune. La anul să vezi citirea Scripturilor. La anul să vezi post și rugăciune. De ce? Pentru că rezolvăm o grămadă de lucruri, dar le lăsăm pe cele spirituale nelăsate. Dacă mai avem harul să ne trăiască vreun bunic sau vreun străbunic și te duci la el și începe el să-ți povestească, zici că e pe altă lume. Și el îți povestește așa, ne sculam dimineața pe la 5, sătui de somn. Și apoi mergeam, discutam, trebăluiam pe lângă casă, mai arășam lucrurile în grajd, ce mai era, după care, când venea lumina, ne luam sapa și plecam pe ogor. Prășeam sau săpam, cum spun ardelenii, la ogor până când bătea soarele mai tare. Când bătea soarele mai tare, veneam acasă, mai trebăluiam pe la umbră, după aceea mâncam de amiază și apoi ne culcam. După ce ne culcam, mai pe după masă ne sculam, mai stăteam că bătea soarele, mai rezolvam ceva și când soarele nu mai bătea așa tare, mergeam din nou pe ogor și iar îi dădeam până aproape soarele asfințea, pe achindie, așa spune eu.
până aproape a sfințea. După ce a sfințea, veneam acasă. Și când venea acasă, ne adunam cu vecinii sau dacă erau credincioși cu frații, mâncam semințe de bostan, discutam din una, de alta și așa mai departe, până seara târziu. Și seara târziu, pe la ora 11, mergeam și ne culcam în fânul standolei și apoi ne sculam dimineața sătui de somn la ora 5 și noi întrebăm toate astea în 24 de ore, bunicu. Da, pentru că parcă ne-a dat orarul pe o lună de zile, omul ăsta. Era timp. Fără mașini de spălat, fără automatizare, fără alte lucruri, era timp. Dar păcatul nu era la discreția copiilor sau la distanță de un clic. Păcatul nu era. Actualmente păcatul pătrund din viețile noastre și până să ne dăm noi seama la 18 ani sau la 16 ani că copiii noștri trebuie să se boteze, ei deja sunt robi. Au unor păcate, au unor forme, ei deja au lupte, ei deja se luptă cu depresia, ei deja au probleme. Și din pricina celor aleși, Dumnezeu a luat o decizie în vremea din urmă ca să rezistăm la păcatul care ne atacă pe toate direcțiile. A condensat timpul, nicăieri în istorie nu mai găsiți asta. Acum eu îi cred pe aventurierii lumii ăștia că se plâng de lipsă de timp. Îi cred pe milionarii lumii că n-au timp de concedii cum și-ar dori. Acum îi cred pe oamenii păcătoși ai lumii acestea care beau păcatul și nelegiurea ca apă că n-au timp de păcătuit cât doresc ei. N-au aventuri cât doresc ei. Dar singurii care n-ar trebui să plângă că timpul e scurtat, ar trebui să fie și ei aleși, că Dumnezeu a făcut asta pentru noi. Lăudat să fie Domnul! Nu te mai plânge atâta că n-ai timp. Dumnezeu a făcut-o ca să te expui mai puțin prezenței și atacului demonic prin păcat, prin nelegiuire. De aceea e foarte important în fața timpului condensat biserica, familiile și credincioșii să aibă un răspuns foarte clar, și anume, pentru că nu-i timp, nu o să ai toate lucrurile pe care ți le dorești. Au fost 70 de ani de pace după al doilea război mondial, când anumite societăți, cum este cea germană, au mers numai în sus. Au avut parte de binecuvântări și de stări deosebite pământești. Însă, stimații mei, la momentul actual, toate națiunile pământului trec printr-o anumită criză. Dăm vina pe politicieni, dăm vina pe viziuni politice și decizii care se iau, dar lucrurile acestea sunt cunoscute cu mult înainte ca ele să se întâmple. Și ca atare, nu o să ai timp să realizezi orice. Foarte multe visuri de ale noastre vor rămâne doar la stadiu de vis. Dar lucrul acesta nu trebuie să producă dezamăgire. Suntem bombardați cu tot felul de informații. Ni se spun să schimbăm geamurile de lemn cu termopan, acum termopanul cu lemn, că e mai bio. Ni se spune să schimbăm mașina asta cu cealaltă. Ni se spune, și e ok când există pârghii și există finanțe și ai posibilități. E ok să schimb, nu am nimic împotrivă. Marea problemă este că toate visurile acestea trebuie să se producă într-o anumită prioritate. Foarte mulți oameni aleargă pentru ca să schimbe mașina, aleargă ca să-și rezolve o problemă firească. Și știți de unde taie, cât timp nu-i. Taie de la biserică, taie de la repetiție, taie de la Domnul, taie pentru bani, pentru piscină, pentru mașină, pentru fuste, pentru haine, pentru costume, taie de la Domnul. Și vreau să vă întreb, arăți bine, e adevărat, te poți lăuda cu mașina, e adevărat. Dar față de lumea nouă pe care tu aștepți în timp ce asta se degradează și se strică, ești pregătit așa? De aceea vă rog tare mult, în fața timpului scurtat, așezați lucrurile în prioritate. Nu știu dacă ai să pui să-ți plătești casa, nu știu dacă ai să pui să schimbi mașina, nu cunosc asta, dar te-aș ruga tare mult vis-a-vis de lucrurile care va să vină, pregătește-te punând pe primul plan ceea ce trebuiește și dacă mai puci, le-ai face și pe cealaltă, dar în primul plan caută pe Domnul și împărăția Lui. Amin. Gândește-te la aspectul ăsta, că s-ar putea din cauza concepției materialiste, pentru că trăiești în mijlocul unui popor materialist, să nu vezi cerul nou și pământul nou, să nu te pregătești și să fii luat prin surprindere. Nu vi se spune, de obicei, descoperirile militare sunt cu 30 de ani
înainte la descoperirile pe care le avem noi. Când cuptorul cu microunde ni s-a oferit, prima dată a fost folosit în domeniul militar cu 30 de ani înainte. Numai după 30 de ani am fost serviți și noi. Există descoperiri pe care noi nu le cunoaștem, nu le știm. Există un grup de oameni de știință din lumea asta care gestionează lucrurile astea. Cum vă închipuiți dumneavoastră că au reușit ucrainienii cu tehnica lor să doboare crucișătorul Moscova, care are 3 rânduri de straturi de apărare? Cum? Cu tot ce au rușii la momentul actual. Există tehnici la care nici rușii nu au accent. Pentru că există în lumea aceasta și și-au mai observat ceva, că se termină lucrurile de pământul ăsta. Auziți din când în când că mari milionari zboară prin cosmos, doresc să ajungă să colonizeze Luna și acum Marte, se interesează unde sunt condiții propice să ajungem, că pe aici cam termină lucrurile. Și Apostolul Petru scria, deci fiindcă toate lucrurile au să se strice, băieți își fac rachete. Noi stăm aici, cumpărăm, zidim, aranjăm lucrurile, ce avem una peste alta, de ăștia deja se pregătesc să evadeze. Ori înaintea evadărilor va veni Hristos și își va lua biserica, slăvit să fie Domnul. Oricum le vei lăsa. Timpul condensat și scurtat vine și îți spune, pune accent pe ce trebuie, Doamne ajută. Pune accent pe rugăciune, pune accent pe cunoașterea Domnului, pune accent pe părtășie frățească, pune accent pe biserica Domnului, stai în preajma Domnului. Și încă o dată, n-am nimic împotriva celorlalte, dar așează-le, fratele meu, în ordine, ca într-o zi să nu te trezești cu pumnii goi, într-o zi să n-ai nici lucrurile pe care ți le-a pregătit Dumnezeu și nici astea să nu-ți mai rămână ție, că totul ce este pe pământul ăsta, împreună cu cerul și pământul, vor arde. Trupurile cerești se vor topi de marea căldură, tot ce știm noi va dispare, însă binecuvântat este omul care își trimite comorile sus acolo, binecuvântat este omul care așează lucrurile în prioritate și el știe, caut fața Domnului, îl caut pe Iisus Hristos, îl caut pe Mântuitorul meu. Doamne ajută! Ăsta e primul aspect. Al doilea aspect pe care îl subliniez, nu numai timpul scurtat în vremea asta, ci panică și stres va cuprinde lumea întreagă. Cuvântul Domnului spune în același context, Luca, capitolul 21, versetul 25, în felul următor. Vor fi semne în soare, în lună și în stele, și pe pământ va fi strâmtorare între neamuri, care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mărilor și a valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Aș vrea să vă spun că până la generația noastră, termenul ăsta de stres nu prea a apărut. Bunicii noștri, dacă le spuneai de stres, nu știau ce e ăla. Acum când le mai duci nepoță și ei vor să se odihnească, îi spun, băi, nu m-am mai stresat cu nepoții. Dar ei nu știau ce înseamnă stres. Noi știm ce înseamnă stres. Foarte multă vreme, majoritatea bolilor grave, ca atacul de cord, atacul cerebral și alte, erau bazate pe alimentație. Și foarte mulți medici și organizațiile de sănătate vorbeau de o alimentație sănătoasă, de anumite lucruri. De câțiva ani încoace, principalul factor de mortalitate între omenire este stresul. Este stresul. Într-o lume în care se împrumută și nu mai are cu ce plăti, într-o lume în care își face proiecte și apoi rămâne în drum, într-o lume în care bolile fac ravagii, stresul, panica, atacă pe fiecare om. De aceea bolile mentale au crescut în rândul milionarilor și a bogătașilor, pentru că sunt stresați și panicați și ei. Cum îți explici rata mare de adolescenți și de tineri, copii de milionari care se sinucid? Pentru că panica și stresul atacă pe orice linie. Și în domeniul acesta și credincioșii sunt atacabili. Și în domeniul acesta ai motive să te temi de viitor. Ai motive să vezi cenușiu în fața ta. Și în momentul acesta poți să-ți dai seama oare ce va fi, cum va fi. Nu știm cum se vor încheia actualele evenimente politice, militare. Nu știm oricând se poate declanșa orice, oriunde. Pe pământul acesta nimic nu mai este stabil. Toate tratatele la un moment dat ajung să fie suspendate. Nu putem sta pe ele. Însă, iubiții mei, panica și stresul vor pătrunde din ce în ce mai mult
în viața și în cotidianul fiecăruia dintre noi. Și Dumnezeu ne-a pregătit ceva. Ne-a pregătit ceva. Într-o lume stresată, într-o lume panicată, într-o lume care nu-și vede viitorul, Dumnezeu vine și spune, veniți și stați de vorbă cu mine. Veniți să-mi povestiți. Eu conduc universul. Eu l-am la îndemână și am scris și finalul istoriei. Știu cum se va întâmpla. Veniți să stați de vorbă cu mine. Și avem rugăciunea la îndemâna noastră pe care nu o prea practicăm. Știți că rugăciunea, toată presiunea aia care o aduni în tine, îți dă Dumnezeu voie să vii, să o prezinți în fața Lui? M-aș fi așteptat ca Domnul să spună, bine, voi când aveți o problemă serioasă, când aveți o pagubă de 500 de euro, hai, veniți să stăm de vorbă. Dar nu vine tu mie pentru 25 de euro să stăm de vorbă, mă deranjez pe mine, cel ce guvernez universul, vine și tu să stai de vorbă că ți-a trântit copilul ușa, eu sărit chederul și clanța și s-a rupt butucul și vii să-mi povestești mie de copilul tău că a făcut daunele astea. Nu veni. Ori, iubiții mei, Apostolul Pavel vine și ne spune altceva. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru, veniți la mine, povestiți-mi de orice lucru. Vă aștept. E singurul mod de a te decompresa. E singurul mod ca stresul să nu te afecteze ficatul, stomacul, să nu se afecteze sistemul imunitar. E singurul mod. Vino și stai de vorbă cu mine. Știți că unii dintre noi ne îmbolnăvim din cauza asta? Nu pentru că Dumnezeu are un plan, ci Dumnezeu mi-a dat un timp să mă liniștesc. Mi-a dat un timp, nu să-i spun tare multe, să-L văd pe El pe tron că domnește, că celulele din corpul meu nu se mulțesc după cum le comand eu, ci El îmi dă viața, mișcarea și ființa. Să mă pot odihni în prezența Lui, să-I văd gloria și slava. Știți că asta face rugăciunea? De aceea nu vă mirați că cel ce știe și vă înghesuie că trăiți pe un teritoriu ocupat, care domnește după legile care le vedeți că se dau privitor la familie, privitor la libertatea individului, veți vedea din ce în ce mai mult intruziunea și pătrunderea stăpânitorului viacului acestuia care vrea să controleze totul. Și el te atacă, n-ai cum să eviți, la școală, la lucru, acasă, peste tot stresul, panica, știrile, vin să te bage la colț. Și tu dar rămâi așa, îți dai seama că singura soluție îți spune azi un predicator și tu știi, e rugăciunea, de el nu-ți dă nici timp de rugăciune. O să vedeți că aveți timp de filme, aveți timp de meșuri, aveți timp de politică, aveți timp de vorbi de mașini, aveți timp de o grămadă de chestii. Nu aveți timp să vă rugați. Și nu uitați, din toată starea asta, nu te scoate fotbalul și nici Ronaldo și Messi. Te scoate Iisus Hristos prin rugăciune. De aceea prezența la rugăciune nu e o chestie așa, nu mai pot de bucurie, de har, de spiritualitate și eu mă duc seara asta la rugăciune, că Duhul Sfânt e peste mine. Nu, rugăciunea este o luptă. Nativ nu vrem să ne rugăm. Firii noastre nu-i place să roage, nici a mea nu-i place să roage. Ca atare trebuie să o iau și să o duc la rugăciune, să o pun la rugăciune. O rugăciune comună este o binecuvântare pe care o avem. Vreau să vă spun, nu reziști mult să te rogi singur. Te rogi, ești atacat în timp ce te rogi. Te rogi, ești atacat. Te rogi, ești atacat. Numai cei mai rezistezi mai departe. Dacă învii în mijlocul fraților, n-ai niciun chef de rugăciune. Dar cum vă spuneam la o altă slujbă, lângă tine sunt oameni care ridică mâna, lângă tine sunt oameni care spun mărire ție, Doamne, lângă tine sunt oameni care spun, Doamne, m-am îmbolnăvit, atinge-te de mine, dintr-o dată îți dai seama că altcineva are mai mare nevoie decât ai tu. Și dintr-o dată pasiunea pentru el, pentru alții, te face strigi, dintr-o dată timpul de rugăciune produce în tine ce nu produce nimic altceva. Pentru că rugăciunea este o decompresare a tuturor problemelor tale. Imaginați-vă că în timpul săptămânii aveți în spate un rucsac în care toți pun acolo bolovanii năcazurilor și a îngrijorărilor și a problemelor. Toți pun acolo. Nu îți este indiferent față de un prieten, cum spunea fratele Costel, un prieten pe care l-ai cunoscut atât de bine, cu o grămadă de năcazuri și acum mai vine și tumoarea asta cerebrală peste el. Nu ți este indiferent. Ți se pune acolo un bolovan, mai auzi din țară, mai auzi de cutare. Problema este că începem pe finalul săptămânii cam așa să umblăm. Mulți de cocoșați sub rubzacul plin de probleme, nici nu mai vin duminica la biserică sperând că lunea vor fi mai odihniți. Nu e adevărat. Nu e adevărat. O să observați că lunea o luați din aceeași poziție. Chiar dacă trupește sunteți mai capabili, din punct de vedere spiritual veți fi și
Bolovanii continuă să se pună. Știți ce înseamnă timpul de închinare? Când vii înaintea Domnului și așa cum spunea Sfânta Scriptură, și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre. Și ați observat timpul de rugăciune, asta face. Parcă când vii cu rubzacul ăla în spate, începi să te rogi, biserica se roagă, frații cântă, e un timp de părtășie, corul cântă. Dintr-o dată îți dai seama că e o altă lume, dai o baie jos de la rubzac, așa? O dai pe a doua, o dai rubzacul jos, dintr-o dată se ridică mâine, măriți să fie Domnul, simți prezența Domnului, simți harul lui Dumnezeu, simți binecuvântarea Domnului, apoi vine predica care îți spune, Dumnezeu este cu tine, Dumnezeu îți dă pârghile, îți dă instrumentele să ieși mai mult ca biruitor și să încheie slujba. Și majoritatea credincioșilor, știi ce fac? Iau rubzacul înapoi, că astea sunt problemele mele, Domn. Iau rubzacul înapoi și pleacă puțin mai înviorați, dar cu rubzacul pe care nu l-au dat Domnului. Și s-așteaptă ca Domnul să ia pietroaiele din rubzac să le rezolve. Nu! Dacă arunci asupra Lui îngrijorările tale, El se va îngriji. Dar dacă ți îți place să le porți, vitează! Du-te înainte cu ele! Poartă-le că le vrei! A, te doare capul, te doare stomacul! Du-le, măi! Că tu vrei să faci asta! Mi le-ai lăsat și apoi mi-ai spus că nu mă pot ocupa bine! Gestul tău asta îmi spune! Eu, Hristos, nu mă pot ocupa de ele! Te rog, du-le tu! Nu că e voia lui Dumnezeu, frații mei, să fim bolnavi, să fim stresați, dar îi transmitem Lui, eu îți prezint problemele pe care le am, să le spun în rugăciune, dar nu ești capabil să le porți. Ca atare le iau eu înapoi. A arunca asupra Lui înseamnă, Doamne, le-am pus unde trebuie, înalță-ți numele Tău și pleacă plin de bucurie că Dumnezeu știe să se ocupe de tine. Până nu învățăm asta, frații mei, nu putem merge mai departe. Panica și stresul și depresia va intra în casele noastre și nu vom ști cum să rezolvăm probleme. Ce să vă mai spun de celelalte lucruri? Suntem toți imperfecți. Apostolul Pavel spunea, Dumnezeu a venit să cheme la pocăință pe cei mai păcătoși dintre care, spunea el, cel din tâi, și toți îl lăsăm pe el pe primul loc, nu-l dăm jos de acolo, lasă pe ei Pavel. Poate al doilea, al treilea, poate nu al doilea, că știu mai câțiva din adunare, dar mai la urma clasamentului ne trecem și noi pe acolo, prin zonă. Ori, frații mei, bine, ne mântuiește Domnul ca păcătos, dar asta nu înseamnă că ne desăvârșește pe loc. Ci fiecare mai avem lucruri de care să ne pocăim. Doamne ajută! Ori Biblia spune, dacă cineva zice că n-are păcat, este din start un mincinos. Păcatul ăla care l-am eu deranjează pe fratele meu. Păcatul meu ăla pe care l-am eu ofensează pe fratele meu. Bun, ce-i de făcut? Câteodată în pocăință sunt oameni fără bun simț. Câteodată în pocăință sunt oameni care nu respectă, cum spunea fratele Costel, am angajat oameni acolo care, efectiv, și-au bătut joc de omul ăsta. Câteodată în pocăință găsești femei și bărbați care n-au... Ce faci în cazul ăsta? Că-ți vine să vorbești de dânșe, că-ți vine să spui. Știți că trei sferturi dintre psalmi, trei sferturi, sunt psalmele răzbunării? Bineînțeles, noi vorbim psalmul 91, cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt, psalmul 23, Domnul este păstorul meu. Știm asta, dar numele Domnului tai în bucăți, de când ați auzit la timpul de rugăciune? Trei sferturi dintre psalmi sunt psalmei răzbunării și declarații foarte grave. Ce caută ăștia în canonul Sfintelor Scripturii? Iubiții mei, când cineva te-a ofensat, tu ești om, și trăiești în firea pământească, la ofensa lui vrei să ai o reacție. Și reacția pornește dinăuntru tău. Pentru că simțământul dreptății din tine te face, băi, cum își permite ăsta să vorbească așa? Cum își permite față de mine, familia mea, soția mea, față de prestanța mea, față de mine ca om să vorbească în felul ăsta? Cum își permite? Bineînțeles că starea asta poate duce la vorbire, să povestești cuiva cum s-a purtat ăla. Ori vorbirea de rău față de cineva, chiar dacă e adevărat, frații mei, este păcat. Încă o dată vă repet, frate, dar am spus și e adevărat. Nu, nu, chiar dacă e adevărat, e păcat. Clevetirea, chiar dacă e adevărat, e păcat. Defăimarea, chiar dacă e adevărat, e păcat. Dar ce fac eu cu starea asta? Că dinăuntru meu, mă fă și tu un psalm, măi. Merge înaintea Domnului și spune, Doamne, ăsta m-a enervat și-o bătut joc de nevastă mea. Și-a bătut joc de copiii mei, mă umilește constant, stilul lui face asta, îmi vine să-l prind de gât, îmi vine să-l izbesc de toți părețe, îmi vine o grămadă de lucruri, îți spun ție că nu spun la nimeni treaba asta, Doamne, dar vreau să fac asta înaintea Ta, te rog, dă-mi putere să răb. Și în timp ce tu vorbești cu Dumnezeu, îți dă o pace și Dumnezeu îți spune, mai mult decât îl iubești tu, îl iubesc eu. Și eu am și mântuirea lui în plan și a ta, abține-te, îți dau putere. De când n-ai mai făcut un psalm de asta? Când vorbi de rău, sunt sigur că toți
ați vorbit. Dar un psalm din asta, de când n-ai mai făcut? Iubitul meu, de-aia psalmii răzbunării sunt acolo. Ca să-ți arate că așa, prin câte n-am trecut ca păstor și ca slujitor. Și după un timp mai avem și obiceiul ca și voi, că și eu somn, să mai spun la alții. Dar nu avea rezultat așa, nu știu de ce. Am constatat că n-avea, până am citit scrierile lui Mark Twain, din un scriitor american, care spunea, nu te mai plângi atâta, că o zis că 40% nu te cred și 60% spun că așa trebuie. De foarte multe ori ne cam plângem la ceilalți și dintr-o dată îi vedem așa impasibil. Și spune, băi, nu poți fi adevărat și spune asta, nu poți fi. Dar alți 60 sunt așa cu gura până la urechi, bucuroși, las că așa-i trebuie și lui. Ori simplu lucru care m-a făcut de atunci încoace să-mi creez proprii mei psalmi. Puteți să mă enervați astăzi, nu e o idee bună, dar puteți să mă enervați astăzi. Îmi voi face un alt psalm. Voi sta înaintea Domnului cu el și de seară ne vom întâlni și poți să te îmbrățișezi fără nicio problemă. Și dacă vrei să mă mai provoci să mai fac într-un psalm, îl fac, m-am obișnuit să-l fac psalm. Dar cu asta am rezolvat problema asta a conflictului. Am rezolvat-o. Foarte mulți dintre voi sunteți prinși în anumite conflicte. Sunteți prinși, le-ați transmis, le-ați dus, le-ați împăzit, ați vrut să faceți un partid cu băia contra, căia pentru, cu tare. Unde vi sunt psalmii dumneavoastră? Vă cheamă Domnul să prezentați lucrurile. Biserica e a Lui. Noi trecem, ne ducem, dar biserica e a Lui. I-ați prezentat în psalm. Nu în vorbiri de rău, nu în clevetiri. Că astea sunt lucruri simple, fiecare le putem face și mai purtăm și povara vinei pe noi. Dar psalmii pe care să-i aducem, Doamne, sufăr pentru biserica Ta, sufăr pentru lucrarea Ta, sufăr pentru omul ăsta, un om capabil. Doamne, cum de s-a putut întâmpla? Doamne, Tu-L poți ajuta! Și Dumnezeu vine și spune, da, îi cunosc, știu mai mult decât știi Tu, însă voi intra și voi interveni la vremea potrivită. Te liniștești, ai făcut psalmul și ai plecat mai departe cântând, rugându-te cu frații, te mai enervează unul, mai faci un psalm, te mai supără unul, mai faci un psalm și uite, tot așa, înalt spre Dumnezeu, tot motive de laudă și de glorie, te temperezi înaintea Domnului și panica și stresul n-au niciun acces asupra vieții tale. Ești o oază de speranță. Se mai aude din gura ta, aleluia, mărit să fie Domnul. Într-o lume care se prăbușește, ești o ființă care aduci viață tuturor celorlalți. Al treilea aspect al vremurilor din urmă nu-i numai timpul scurtat, nu-i numai panica și stresul, ci este ura împotriva numelui Domnului. Trăim într-o societate așa zis cultă, care e permisivă cu orice. Cu orice. E permisivă dacă vii să spui că crezi în marțieni și că ei și văzut într-o zi, te cred. Și spune că ești apreciat. Că ai avut ochi să vezi într-un alt spectru decât cel pe care îl vedem noi. Dacă spui că crezi în vârcolaci și în vampiri, din nou ești foarte apreciat. De ce? Pentru că tu crezi în așa ceva. Dacă vrei să înființezi o nouă religie, ești foarte apreciat, că se poate. Dacă spui că crezi în cineva din ce nu a mai auzit nimeni, din nou ești foarte apreciat. Când vii și spui că tot ce ești și tot ce ai este datorită lui Iisus Hristos, Domnul, dintr-o dată, permisivii, cei care tolerează tot, de la gen, de la gândire, de la păcat, de la nelegiuire, tot tolerează, nu te pot suporta. Cu două facultăți de afară. Te lasă în drum și o plecat. Pentru că societatea noastră n-are treabă cu nimic altceva decât cu Iisus Hristos Domnul. Și acum, aș vrea să vă spun ceva, dacă președintele Germaniei ar fi fost penticostal, și întreg guvernul ar fi fost penticostal. Era plin într-o singhent de oameni care îți dădeau penticostal chiar dacă nu erau. De ce? E la modă, e grozav, eu sunt cu ei sau ei cu mine. Cum vrei să o iei, dar cam tot aceea iasă. De ce? Pentru că e la modă. Ei, Dumnezeu în vremea din urmă vine și spune în felul următor. În timp ce eu pentru tine și pentru păcatele tale stăteam pe cruce și am disprețuit rușinea ca să rămân acolo, aveam 12 legiuni de îngeri la dispoziția mea și am rămas să te salvez pe tine din păcatele tale și din iadul în care ajungeai. Ție la școală unde te voi rândui să fii, la locul de muncă unde te voi rândui să fii, între vecini unde te voi rândui să fii. Vreau să te întreb, ți-este sau nu rușine cu mine? Că dacă încă o dată mediul e de asemenea natură, sigur vei spune Iisus Hristos. Pentru că restul chiar te acceptă. Dar într-o societate ca mi contra, cum a fost contra mea, cum o vinduiau pe mine, ești gata să plătești prețul și să nu te rușinezi de mine? Asta e examenul nostru.
Șoală? Asta e examenul nostru. Din cerul de fiecare dată Domnul se uită. Întâlnesc astăzi cazul de credincioși tine și mai în vârstă, care ajung la un alt loc de muncă și colegii spun, băi, uite, azi e o onomastică lui tare, băi, eu ce e onomastică, mai luăm ceva, mai servim băutură, mai aduce ceva pe acolo, fii praf, fii ce-o fi, fii, cine vrea, vrea, cine nu, nu, mai dansăm, mai ne distrăm, tot ce vrea, ca la onomastică, atât avem și noi pe lumea asta și iau dreptate, cam atât au. Ei, tu nu vii? Și el dacă vine de la început și spune, băi, eu cred în Iisus Hristos, El e Mântuitorul meu, El e Domnul meu și eu nu fac ce vreau eu, ci ce-mi poruncește El. Și la lucrurile astea, eu vă apreciez ca colegi, dar la lucrurile astea nu participi. Mă iertați, dar nu participi. Bineînțeles că din momentul ăla spui cu alții ori la tine. Bineînțeles că din momentul ăla s-ar putea să ai o anumită opoziție din partea lor. Dar cel puțin mai știu ce ai fi făcut la început. Știți că există cu oameni care se rușinează de Domnul. Nu pot să zic acolo, dar le spun, măi, uite care s-a, mă, cam doare ficatul data asta. Bun, ăștia îl cred că doare ficatul, sare data asta. Dar peste două săptămâni, băi, e o onomastică altuia. Vin încoace, mă doar rănichii. Peste trei săptămâni, e o onomastică altuia. Mă doare inima. La un moment dat, colegii se opresc, băi, du-te și fă un consult, mai ai ceva bun. Tu în continuu ai câte ceva, ca să poți evita întâlnirea noastră, tot în continuu. Păi ce simplu era pentru bărbatul ăla, pentru femeia aia, spune simplu, aparțin lui Iisus Hristos, dar asta însemna să poartă crucea. Asta însemna să se identifice cu El. Asta însemna să bucure cerul și nu o face. De aceea v-a șugat tare mult. V-a adus Dumnezeu aici și vă repet încă o dată, nu pentru euro și pentru casele cu care de foarte multe ori vă bucurați de ele și chiar vă mândriți. Vă aduce să fiți o mărturie pentru cei din prejurul vostru. Chiar dacă în anumite lucruri au scăzut, ați căzut în anumite lucruri, știți ce e mai înălțător? Este pocăința noastră înaintea lui Dumnezeu. Asta e mai înălțător decât am întâlnit oameni care au greșit. În alergarea lor au căzut, dar s-au ridicat și au spus pentru Domnul, îmi pare rău că am căzut, îmi recunosc vinovăția, dar mă ridic prin pocăință și alerg din nou spre premiul chemării cerești. Doamne ajută! Știi că în prejurul tău oamenii te apreciază pentru asta? Știi că oamenii spun, domnule, de la ăsta ai ce învăța. Nu vii la el în poziția de sfânt, de icoană și așa mai. Băi, și eu sunt om, am greșit, îmi rușine. Și tu ai făcut o greșeală acum și tu ești parcă plictisit. Ridică-te, măi, și mergi înainte. Dacă nu poți, te ajut, te însoțesc în alergarea asta. Și ai o putere de mărturie extraordinară. Te cheamă Dumnezeu la lucrul ăsta. Vremea din urmă are aceste trei componente. Să mai pot adăuga și altele, dar eu nu mă ocup de celelalte. Timp scurtat și condensat. Și asta mă face să-mi pun în ordine prioritățile. De multe ori nu o să mai ai timp de foarte multe lucruri. De foarte multe. O să le scoți de pe agenda. O să ai timp de părtășie, de cuvânt. O să ai timp să auzi vocea Domnului. O să ai timp să te armonizezi cu legislația cerului într-un cuvânt. Dumneavoastră sunteți în Germania. Mulți sunteți veniți din Italia, alții din Spania, că doar după revoluții tot colindăm țările astea, pe unii mai binișor acolo mergem și noi să depunem mărturie, Doamne ajută. Cred că ăsta e primul gând, să depunem mărturie, după aceea sunt bonusurile celelalte. Dar în fine, dacă vrei totuși la un moment dat va fi mai rău în Germania decât în Anglia și trebuie să te duci până în Anglia și îți dă voie Domnul să mergi în Anglia, trebuie să te obișnuiești cu legislația de acolo. Bineînțeles, tu acum știi binișor germană. Dar în Anglia, cu tot respectul, se vorbește engleză. Bineînțeles că tu știi și ești profesionist de pe a circula pe partea dreaptă a șoselei, dar în Anglia se circulă pe partea stânga a șoselei. Bine, dacă tu mergi cum știi, nu, nu. Dacă vrei să te muți undeva, te adaptezi legilor din împărăția respectivă. Că odată și te-o prins polițistul englez de contrasens, că tu numai pe acolo știi să conduci bine, că așa ai învățat și ai și o mașină cu volanul partea respectivă, asta nu te scutește de la amendă. De ce? Pentru că nu contează cum știi tu, contează legile de acolo. Nu uitați, noi mergem într-o împărăție unde Dumnezeu nu ne-a ținut la secret legile, ni le-a dat. Și de aceea trebuie să ne asortăm la legile de acolo și să ne pregătim. Doamne ajută! Dați-mi voie în a doua parte a mesajului meu să vă vorbesc despre portretul biruitorului. Omului care biruiește vremea asta cu timp scurtat, cu panică, cu stres și timpul ăsta în care numele Domnului este urât din toate direcțiile. Primul lucru pe care aș vrea să vi-l subliniez și am grijă și eu să mi-l impun în viața mea, este să țin credința lui Iisus. Am luat expresia asta, care se găsește în Sfânta Scriptură într-un singur loc, respectiv în Apocalipsa,
capitolul 14, versetul 12, unde Scriptura spune așa: aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Nu folosesc expresia mai uzuală și din nefericire foarte uzată, credința în Iisus. Pentru că la momentul actual atât de mult s-a folosit expresia credința în Iisus, că pușcăriile sunt pline de hoți și criminali care cred în Iisus. Tribunalele sunt pline de soți creștini care cred în Iisus, care divorțează și se recăsătoresc, care fac traume bisericii și familiilor, dar ei cred în Iisus. De oameni care trag țepe la alții și nu le dau banii, dar ei cred în Iisus și mai au și daruri. Nu știu ce dar în afară de a fentea pe altul, dar în fine, spun că au daruri. Ori, iubiții mei, folosesc termenul ăsta, credința lui Iisus, pentru că Iisus a venit și a adus o credință unică care se verifică, și anume, totdeauna, când Iisus a prezentat credința pe care a adus-o El, credința în El era însoțită de pocăință, era însoțită de o decizie a omului. Degeaba spuneai că crezi în Iisus dacă nu te schimbai. Degeaba spuneai că Iisus este Domnul vieții tale, dar tu trăiai în păcat. De ce? Pentru că credința lui Iisus este însoțită de pocăință. Tocmai asta e credința pe care a vestit-o și Pavel. Și dați-mi voie să vă citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 20, cu versetul 20, spunea Pavel în felul următor: știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case, și atenție, și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Sunt o grămadă de oameni care au doar pocăința în numele Domnului. Au pocăința în numele Dumnezeu și n-au credința autentică. Sunt oameni care țin tot felul de legi, vechi testamentale, legi de-a lui Moise, legi de-a lui Cutare, se împovărează cu o grămadă de reguli care nu le găsești nicăieri. Dar el nu are autenticitate în pocăință. Și există oameni, iubiții mei, care au credință, dar n-au pocăință. Și de aceea este foarte important să ne dăm seama că cele două trebuie unite. Există oameni care merg spre împărăția Domnului și a merge spre împărăția Domnului în Biblie este tratată ca o alergare, nici măcar ca un marș forțat. Nu e o plimbare, ci spune Scriptura să alergați cu stăruință în alergarea care vă stă înainte. Când alergi spre împărăția Domnului, n-ai timp de detalii. Eu am participat la viața mea la destul de multe crosuri, la liceu, la școală și așa mai departe, pentru diferite premii. Când alergi pe un itinerar, pe un drum, n-ai timp de văzut ce e în curtea altuia. N-ai timp de văzut că spectatorul cu tare și-a făcut o freză mai ciudată. N-ai timp. Tu alergi pentru o țintă, pentru... când te plimbi, în schimb, cu Doamna lângă tine, ai timp să te uiți în curți la oameni, ai timp să vezi frizura, ai timp să vezi și lipsăște, ăsta ar mai trebui să toarnă niște beton, ăsta ar fi bine să facă, pui niște pavele, câte idei n-avem noi când ne plimbăm. Când alergi, n-ai timp de astea. O să vedeți că sunt oameni în vremea asta care aleargă. Vin de la muncă, este la repetiție. Vin de la repetiție, au rugăciune. Vin de la rugăciune, au citirea cuvântului. Este tot în alergare. Du-te la el și spune-i, băi, știi de ăla sau de ăla? Nu știu nimic, domnule, pentru că eu sunt în alergare continuu. Eu sunt pasionat de premiul chemării cerești. Eu mă pregătesc pentru lucrul ăsta. Cine se plimbă, du-te la el și afli toate informațiile. Se uită prin curte la toți, se bagă pe sub masă la toți. Chiar câteodată se bagă pe sub patul tuturor, să vadă el anumite lucruri, să cunoască anumite situații. Și pocăința cam e făcută din oameni plimbăreți, așa, care visează la cunună. Frații mei, este alergare. Când alergi spre premiul chemării cerești, își fixezi ținta și alergi într-acolo. Doamne ajută! Amin. Ori, un picior este credința, un picior este pocăința. Dacă țopăi numai într-unul, nu te aștepta să prinzi premiul, că te depășesc ăștia care le folosesc pe amândouă. Nu ți-o păi numai în credință sau numai în pocăință. Când le îndesești pe amândouă în fiecare zi, pocăință, credință, pocăință, credință, prinzi viteză și prinzi premiu. Doamne ajută, frații mei! De aceea e important lucrul acesta. Fii bazat pe asta. Trăim astăzi o vreme pătrunsă de anumite gândiri liberale și teologii liberale, care le spune celor care, băi, bă, credința în Iisus e totul. Băi, dar trebuie și pocăință. Ești legalist. Frații mei, nu uitați că harul e mai restrictiv ca legea. Nu uitați de asta. Când acuzi pe cineva că e legalist, îl faci de fapt libertin. Pentru că
Legea spunea, dacă curvești cu nevasta aproapelui tău, ești pedepsit. Curvia acolo însemna actul fizic care s-a întâmplat. În har, Domnul Iisus spune bărbatului, dacă se uită la o femeie cu gând să păcătuiască, cu toate că ea nici nu știe și nici nu a atins-o vreodată, el va fi judecat ca și cum a păcătuit. Care-i mai îngust, harul sau legea? Bun, ești din har, nu? Ești cu harul. Împlinim textele astea biblice? Uitați-vă la mânie, de exemplu. Spune Sfânta Scriptură să nu omori pe cineva, să-l prinzi pe cineva, adică să nu mai suflă, l-ai omorât, gata, nu? Ori Biblia vine și spune, dacă te mânii pe fratele tău și urăști pe fratele tău, ăla trăiește mult și bine, poate mai bine ca tine, dar tu ești considerat în ochii lui Dumnezeu ce? Ucigaș, care-i mai îngust, harul sau legea? Care-i mai îngust? Ori de-aia e foarte important de privit lucrurile în perspectivă biblică, nu în perspectiva că băi, tu ești legalist. Pentru că când îl faci pe cineva legalist, îi oferi șansa de a fi mai libertin în pocăință decât permite harul lui Dumnezeu. De aceea trebuie să fim atenți. Asta în aproape și cu credința lui Iisus. El ne-a adus niște învățături clare. N-a venit numai să ne mai spui odată ce a spus Ieremia. Nu! S-a zis în Sfânta Scriptură, în vechime s-a zis, dar eu vă spun. Și-o schimbat totul. Acum depinde de mine după ce mă iau. Că e mai ușor ce s-a zis. E mai ușor ce s-a zis decât ce zice acum Iisus. Ori de aceea Dumnezeu face din mine templul Duhului Sfânt. De aceea dă darul bisericii, ca să trăiesc ce-a zis El. Amin. Înțelegeți lucrul ăsta, nu trăim în urma noastră pocăința și vea, băi, acum merge și așa. Nu, nu, nu. Domnul a venit și a făcut reguli clare pe care noi trebuie să le studiem, ca Lui este împărăția și gloria și slava în veci. Frații mei, primul portret al biruitorului este ține credința lui Iisus și această credință este însoțită totdeauna de pocăință. Asta presupune, frații mei, un lucru excepțional, un lucru extraordinar pe care l-am verificat la mine. De obicei când un frate vine în mijlocul nostru și predică Evanghelia și ne place de el cum predică, înăuntru mă uit așa peste sală și mă văd pe mine cum eram eu altă dată. Și câteodată mai sunt și acum mă surprind. Mă uit așa, păi bine vorbește asta. Păcat că ăia care trebuia să fie aici nu s-a aici. Înțelegeți ideea? Dar bine vorbește. Dar eu mă gândesc deja că sunt un fel de poștaș să le duc înregistrarea la cine trebuie. Că mie oricum nu-mi vorbește Domnul acum. N-are cum să... Păi Domnul nu știa că tu ești dimineața asta aici? E o surpriză pentru Domnul că ai venit și tu? Nu. Dumnezeu știa. Ca atare nu trimite mesajul la alții. Din tot mesajul pe care îl dă Dumnezeu, sigur îți dă ceva de care să te pocăiești. Te-ai prins de asta? Sau pentru mulți pocăinți au fost când am venit din lume la Hristos. De atunci nu trebuie să ne mai pocăim. Și pentru că nu ne mai pocăim, bisericile noastre sunt frământate de diferite lucruri. Păi, dar de vorbire de rău trebuie pocăit? De dispreț trebuie pocăit? De invidie, că și-o luat ăsta mașină mai bună ca mine, trebuie să ne pocăim? Nu spuneți cu voi tare, vă. Frații mei, sunt lucruri cu care ne luptăm și care ne surclasează de la harul lui Dumnezeu. Venim în biserica Domnului și transmitem mesajele ba la unul, ba la altul. Băi, eu fost ăla că bine eu mai vorbi Domnul. Mă, dar ție ce ți-o dat? M-am obișnuit de la fiecare slujbă aproape, că e timp de rugăciune, să mă duc cu ceva de care trebuie să mă pocăiesc. Să mă duc cu ceva care îmi propun să mă îndrept. Nu o reuși eu dintr-o dată, multe dintre lucruri nu le rezolv de azi de pe mâine. Dar cel puțin îmi propun. Niciodată nu o să te poți pocăi de un lucru care crezi că e bun. Niciodată. Le spuneam la frați, la o altă slujbă, dacă ești nervos, dacă vorbești și nu trebuiești și crezi că lucrul ăsta e bun, că așa e neamul nostru și așa suntem toți. Și tu nu spui, domnule, ăsta e păcat, ăsta e rău, asta jignește pe Domnul, asta ofensează pe frați, lucrul ăsta. Nu poți să te pocăiești niciodată și mori așa. Dar dacă vii și spui, domnule, nu e ok, cu ajutorul Duhului Sfânt, chiar dacă bunicul a fost nervos, chiar dacă tata a fost nervos, chiar dacă eu sunt nervos, mi-a dat Dumnezeu Duhul Sfânt să mă pocăie. Amen. Azi puțin, mâine puțin și când vii la mine mă găsești altfel. Vă imaginați, spune Sfânta Scriptură, că într-o zi la 80 de ani se întâlnește Domnul cu Moise. Și despre el, Domnul și Biblia declară că era cel mai blând om de pe fața Pământului. Da, a fost așa dintotdeauna? Gândiți-vă că la 40 de ani cunoștea toată știința egiptenilor, spune diaconul Ștefan în predica lui. Toată știința. Știți că egiptenii au construit piramidele și la ora actuală și oamenii de știință se întreabă cum au ridicat ăia blocurile alea de sute de tone
atât de bine fațetate că s-au lipit perfect. Ce utilaje au avut, ce fel de finisări au folosit, de le-au ridicat acolo și le-au pus una lângă alta. Noi încă nu știm, nu avem aparatură, dar Moise știa. La vremea aceea se rezolvau în Egipt ecuații la puterea a doua. Știau să facă matematică, știa strategie militară, era crescut la palat și educația de acolo era pe măsură. Putea să accede la tronul Egiptului și într-o zi la 40 de ani, plin de sine și de înțelepciunea lumii, a ieșit să-și viziteze frații. L-a găsit pe un egiptean bătând un evreu și din doi timp și trei mișcări știa și ce să facă, l-a ucis pe ăla. L-a băgat în nisip și a plecat liniștit mai departe cu simțământul că a făcut dreptate. După care a doua zi iese și vede un evreu că îl abuza pe un alt evreu. Și spune lui ăla care făcea, băi, de ce faci? Și ăla îi spune, ce vrei să mă omori pe mine ca pe el altul? Și a dat seama că se va afla, că ăștia nu tac din gură. Și a întins-o din Egipt, pentru că Dumnezeu a văzut, măi, vreau să dau poporul ăsta pe mână la băiatul ăsta de 40 de ani. E pregătit, e dotat, e tot ce trebuiește. Dar după cum îi funcționează lui mânia, din poporul ăsta, nu știu care mai ajunge în Canaan după 40 de ani de zile. El în fiecare zi omoară, cum îl enervează, cum eu omoră pe ăsta. Eu terminat. La cât știe el? Nu mai ajunge nimeni. Ca atare trebuie să-l duc la seminar. Și l-a dus să trăiască în casă cu soc sub 40 de ani de zile. Știți că asta l-a flăcut cel mai blând om de pe fața pământului? Nu fugiți de oameni în vârstă, chiar dacă sunt mai ciudați. Încep și eu să-i înțeleg acum de o bucată de timp. Nu fugiți de ei. Ei au pârghiile. Pârghiile de a ne face răbdători, pârghiile de a ne face blânzi, pârghiile de a merge mai departe. Dintr-un om atât de capacitat ca Moise, a reușit socsul Ietro să-l facă și după 40 de ani n-are măcar o oaia lui. M-aș aștepta să spun, ce faci aici, Moise? Păi am o firmă de oierit, produc caș, produc lână, am și țesătorii, am făcut de 40 de ani, învățat la școala Egiptului toată strategia, tot marketingul de acolo, câte nu putea el să facă. El întreabă, cine sunt eu, Doamne, să mă trimiți? Acum, în urmă cu 40 de ani, dacă îmi cereai CV-ul, auzeiul, o șeruire, îți trebuia timp până prezentam eu cât de tare sunt eu. Acum, după 80 de ani, socrul meu m-a făcut să nu mai am nimic, nu sunt vrednic, nu cu tare. Și dintr-o dată Dumnezeu îi spune, vreau să te trimit așa și să fac din tine un vas al meu. Știți care e principalul câștig, frații mei? Este că în toate momentele astea, Moise a învățat ceva unic, nu a avut oile lui, nu a avut prosperitate, nu a avut cifre de afaceri, nu a avut nimic. Dar într-o zi Dumnezeu s-a mâniat pe poporul Israel și a zis așa, Moise, dă-te la o parte. Pe ăștia am pustiu, ăsta e nimicesc, nu mai rămâne nimic din ei. Din tine am să fac un neam mare. Nu o să mai citească ăștia în Biblie de izraeliți, ci o să citească de moisiști. Pentru că pe tine te voi face în locul lor. Și dintr-o dată Dumnezeu are o surpriză cu ghilimele de rigoare, care arată că școala a aprins. Se pune între popor și Dumnezeu Moise. Și spune, Doamne, mai degrabă nimicește-mă pe mine decât poporul ăsta. Într-adevăr, și pe mine mă enervează la culme. Da, pe mine șterge-mă din casa, din cartea ta, dar pe ei lasă-i. Iubiții mei, când ai ajuns să crești la nivelul ăsta și cineva spune, băi, fă, rupe adunare, termină, te doare capul, tu să ieși curat, tu să ieși cu tare. Nu, nu, decât să sufere logodnica lui Hristos, decât să sufere mireasa care se așteaptă în mirele, decât să-i rup eu un picior sau să-i scot un ochi, decât să fac eu asta. Mai degrabă suport eu rușinea, mai degrabă suport eu starea aia, dar biserica să rămână unită, pentru că e biserica lui Iisus Hristos. Frații mei, astea sunt învățăturile din Scriptură. Astea ni se dau. La asta trebuie să apelăm în momente dificile ale vieții, că dreptatea nu se împarte aici. Când va veni Hristos, va judeca lumea după dreptate și atunci vom avea acces la dosare la care acum nu avem acces. Noi nu avem acces la ce a gândit omul. Noi nu avem acces la cât s-a pocăit un om. Noi nu avem acces la anumite informații care acolo vor fi puse pe masă și vei fi judecat drept. Să ne ajute Domnul ca la judecata aia să ieșim bine, Doamne ajută! Până atunci va fi cum va fi, trebuie să ne încadrăm. Primul lucru de care am dorit să subliniez și am fost îndemnat să vă mai spun și alte lucruri pe lângă subiectul ăsta pentru comunitatea dumneavoastră. Este, țin credința lui Iisus. Al doilea lucru pe care vreau să-l prezint în fața dumneavoastră este să fii atent la înșelare. Când ucenicii vor să afle data exactă, momentul exact,
Și măcar aproximativ al revenirii Domnului și al sfârșitului viacului acestuia, Domnul, în loc să le dea niște date mai precise, mai apropiate, mai aproximative de venirea Lui, vine și le spune, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Adică, eu voi veni când voi veni, dar e important când voi veni să nu fii deja înșalat. Pentru că cel mai trist cuvânt din textul pe care l-am citit eu este cuvântul trist, mulți. Ascultați ce spune Sfânta Scriptură, Matei, capitolul 24, cu versetul 11 se iau. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Întrebarea care se pune, câți mai rămân? Mulți proroci mincinoși, mulți înșelați de ei, mulți li se răcește dragostea din pricina mulțirii fără de legii și puțin mai rămân. Bineînțeles că când auzim cuvântul ăsta, noi suntem aia care rămânem, nu? Doamne ajută! Dar ai grijă până atunci. Până la momentul ăla ai grijă ce se întâmplă. Pentru că tendința diavolului este să ne păcălească. De aceea e important să verifici, fratele meu. Pe prorocii mincinoși îi veți cunoaște după roade. Și roadele le vezi unde trăiește omul ăla. Nu vă luați după predica mea, întrebați, băi, care e relația lui cu familia lui? Cum stă cu biserica? Cum stă în biserică? Cine e acolo în biserică? Că foarte mulți proroci care nu-s primiți de biserica lor și toți știu că omul respectiv nu e rânduială, au niște lucrări beton în altă parte. Când întrebi, băi, dar a fost adevărat, nu are a face cât de adevărat a fost. Nu are importanță cât ți-o descoperi taine inimii, că la un moment dat și Duhul de ghicire poate avea acces într-o anumită proporție la lucruri pe care tu le știi și le cunoști. Vasul Domnului totdeauna trăiește în pocăință și în sfințenie. Amin. Totdeauna este în rânduială. Este foarte important pentru noi să cunoaștem lucrul acesta. E foarte important pentru noi să ne dăm seama de aspectul acesta și să cunoaștem voia lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Ori trăim într-o vreme, frații mei, când ar trebui să fim atenți nu numai la proroci, trebuie să fim atenți la vasele Domnului, la slujitorii bisericii, trebuie să fim atenți la oricine vine în mijlocul nostru, la oricine este între noi, trebuie să fim foarte atenți. Lucrul acesta ne pune să fim în gardă, dar ne ajută în momentul în care suntem ispitiți și provocați să rămânem în lumină. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Aș vrea să vă vorbesc câteva lucruri privitor la darurile acestea din biserică. Este un aspect aici pe care nu prea îl subliniază frații, majoritatea dintre ei merg pe proroci mincinoși, majoritatea ei merg pe slujitori și hristoși mincinoși, cu alte cuvinte spre latura ocultă, latura negativă a lucrării Domnului. Dar nu observ un lucru. În Uniunea Europeană, pare mi se, cea mai mare bancnotă e bancnota 500 de euro, parcă nu? Nu mai este, nu? Care e cea mai mare? 200. 500 nu mai este. Sau a fost vreodată? A fost. Nu mai este. Să presupunem că cineva ar vrea să falsifice, de exemplu acum, să falsifice bancnota de 200 de euro. Ar avea logică să o falsifice, pentru că piață există bancnota de 200 de euro. Dar să presupunem că vine cineva la tine într-o zi și îți aduce o bancnotă de 1000 de euro. Toată lumea se prinde că e falsă. Pentru că pe piață nu a existat niciodată o bancnotă de 1000 de euro. Stimații mei, cum de se vor ridica mulți proroci mincinoși dacă aia adevărați nu mai sunt? Sau cum zic mulți păstori pentecostali chiar, s-o termina cu prorociile. Cum de se vor ridica mulți proroci mincinoși dacă foarte mulți spun că aia adevărați nu mai sunt? Ori, stimații mei, Biblia vine și spune foarte clar că vorbirea în limbi, profeția, cunoștința, nu va înceta decât când va veni ce este desăvârșit. Și cel ce este desăvârșit este Domnul, lăudat să-i fie numele. De aceea foarte mulți vor fi prinși pe nepregătite. Foarte mulți vor fi prinși pe nepregătite. Pentru că la momentul actual poporul Domnului nici nu mai insistă să primească daruri. Nici nu mai insistă să profețească. Nici nu mai insistă să ceară de la Domnul. Insistăm pentru mașini, insistăm pentru sănătate, insistăm pentru carieră, insistăm pentru o grămadă de lucruri, dar nu mai insistăm pentru daruri de descoperire, pentru daruri de cunoștință, că Duhul Sfânt le are. Ne limităm doar așa vag la vorbirea în limbi și aia contestată și dacă există un proroc sau doi și aia uzați. De ce vă spun uzați?
Pentru că imaginați-vă dumneavoastră că cineva dintre voi primește darul de profeție. Darul de profeție este a omului care vede în întuneric. Spune Habacuc, m-am dus la locul meu de strajă să veghez. Adică nu chem să-ți păzească cetatea pe cineva care vede cu ochi. Nu chem să-ți păzească cineva cetatea care mai mult îi place să doarmă, ci chem să păzească cetatea, în schimburi, pe cineva care vede foarte bine în întuneric, care e abilitat să vadă. Omul ăla are scut, omul ăla are suliță, omul ăla păzește cetatea și spune, așa vorbește Domnul, în dreptul familiei cu tare, diavolul și-a făcut un plan, să ia o fată prin colegiile ei de muncă și să o ducă departe de fața Domnului, pentru că vede în întuneric, știe unde se atacă. Și familia împreună cu alții se unește și rezolvă problema. Fata nu mai este luată, fata este cercetată pentru că cineva a văzut. Știți ce se întâmplă? În timp ce ceilalți stau în cetate, nu vin nici la repetiții de cor bărbătesc, nu se ocupă nici cu misiunea, nu se ocupă cu nimic. Și pentru că nu se ocupă cu nimic, iau bolovanii insiduărilor și încep să arunce. Bă, dar tu te crezi mare? Uite bărbatul cum e, sau uite nevasta cum e. Uite fiul, dar eu știu frații tăi cum îs, neamul tău cum îs. Și dintr-o dată ăsta care trebuia să țină scutul spre dușmani, nu-l mai poate ține spre dușmani. Îl întoarce spre frații lui, pentru că bubuiala vine din cetate. De aici vine bubuiala. Bun, în timp ce-i bubui în scut vorbile fraților și atitudinile lor, în majoritatea comunităților, îl mai întreabă ăștia care îl bubuie, spune-ne, atacă undeva diavolul poporul Domnului? Eu spune, măi, văd că vine, dar nu știu unde, că trebuie să fiu atent, că voi vreți chiar să mă loviți. Voi vreți chiar, îmi scoteți niște vorbe și vreți chiar să mă loviți. Unde vine? Ia spune-ne. Și astfel auzim tineri care nu mai vin la adunare, prinși în grupări, prinși în mafie, copii de pocăiți, prinși în tot felul de stări, de lucruri. Păi, dar cum de surpriză asta? Am avut câțiva străjeri, dar uitați-vă cum îți vorbiți. Uitați-vă câți bolovani sunt pe lângă ei. Uitați-vă. Mulți dintre ei au lăsat scutul acolo, au lăsat sulița acolo, s-au dat jos și au spus, dar eu nu pot să stau liniștit în cetate. Mi-e trebuie să fiu străjer la un popor care nu mă vorbește de rău și s-au dat jos. Știu că predicam într-o biserică la o conferință undeva în Spania și a venit acolo mai multe coruri, s-au reunit la un loc și eu fiindcă sensibil la cântările deosebite ale corului, apreciez corul bărbătesc, Domnul să vă binecuvinteze. Când a început a cânta corul și la un moment dat a fost un solo și a început o soră să cânte și o voce superbă, extraordinar, dădea valoare întregului cor, extraordinar. Și am vorbit în ziua aceea despre darurile pe care ni le-a dat Dumnezeu și de care vom da socoteală. La sfârșitul slujbei, cine credeți că a venit să stea de vorbă cu mine? Solista, o soră îngrijită, aranjată, cochetă. Frate, eu sunt solista, zic, am văzut, soră, aprecieri pentru slujirea pe care o faceți. Nu asta e problema mea. Problema mea este că după ce am venit la pocăință, mi-a dat Dumnezeu dar de profeție. Și am început să lucrez cu darul. Și au început oamenii să facă mișto din mine. Și au început să arunce cu vorbe asupra mea. M-am supărat, am trântit jos scutul, sulița, mi-am îngropat trâmbița, am făcut vocaliză, am luat ore de canto, m-am pregătit și la ora actuală sunt cea mai bună solistă din zonă. Când se face ceva, pe mine mă cheamă să cânt momentul respectiv dirijorii. Au nevoie de mine. Problema este că eu nu sunt mulțumită cu solul meu. Știu că Dumnezeu mă va întreba de trâmbița pe care am îngropat-o. Vă rog, puteți să-mi spuneți cum îmi recapă darul? Și am spus, nu vorbiți cu mine, vorbiți cu cel ce vi l-a dat. Eu nu vă pot ajuta chiar cu nimic acum. Foarte mulți sunteți în poziția asta. Așteptăm revenirea Domnului și pe mulți din vasele Domnului pe care le-a așezat Dumnezeu, nu-s perfecți, i-am bubuit cu atitudinile noastre și și-au lăsat jos armele și ei așteaptă răsplata. V-aș ruga tare mult, fiți foarte atenți. Iubiții mei, fii atent la înșelare. Uite-te că biserica ar trebui să aibă și observ astăzi biserici care n-au cele mai bune predici, care n-au cele mai bune coruri, dar au în ele vase ale Domnului. Și am observat și în sânul comunității noastre, fratele Costel Bogdan știe, de când ne-am hotărât să le apărăm spatele la lucrătorii cu daruri din mijlocul. Și am spus, frate, tu ești pe turn, noi ne rugăm pentru soția ta, pentru copiii tăi, pentru casa ta. Dacă apare ceva, discutăm cu tine, nu te vorbim pe la dos.
Știți că lucrările au început să aibă o acuratețe mai mare? Știți că dintr-o dată au timp să se uite, să ne spune exact și cum vine îmbrăcat și pe unde vine diavolul? Știți de asta? Pentru că nu-i mai bubuim și el stă acolo, că unii se duc, e locul lui și Dumnezeu îl pedepsește dacă se dă de acolo. Dar el are loc unde să facă slujba respectivă. Ori suntem chemați într-o vreme ca aceasta să avem grijă de așa ceva. Dumnezeu să ne ajute. Ultimul lucru pe care aș vrea să-l spun pentru comunitatea dumneavoastră, mai sunt dispus, dar ăsta e. Primul lucru este să aveți credința lui Iisus, care stă în pocăință și credință. Al doilea lucru este să fiți atenți la înșelare și să fiți atenți să aveți darurile lui Dumnezeu în mijlocul vostru. Am întâlnit, trebuie să vă spun și asta, comunități care au avut dintre ele frați, mai în vârstă, mai tineri, care profesau darurile, care vegheau unii asupra altora, care lucrează cu darul. Cândva la Dumbrăveni am avut un frate care făcea ceva probleme. Există momente când anumiți frați, fără să-și dea seama, ne dau testul îngăduinței noastre sau a autorității noastre. Și omul ăsta ne-a cam dat testul, așa, am avut noi discuții cu el și la o marți seara, când ne rugam, cel care conducea slujba dintr-o neveghere, a spus, acum la sfârșitul slujbei, cine este îndemnat de Domnul, să se roage pentru biserică. Și ne credeți că a plecat ca racheta de pe loc să se roage în lumele bisericii. Tocmai respectiv. Dar nu ne-am făcut probleme noi. Am știut că în sală sunt vasele Domnului și noi ne gândeam, acum ia Domnul pierea de sârmă și dă rugina de pe prătucul jos, că trebuie acum, trebuie, la ce a făcut el, cum a vorbit el, trebuie să dea jos rugina. Și într-adevăr a început ăsta să se roage și dintr-o dată o soră spune, ascultă bărbatule, într-adis am deschis gura ca să spun că am ascultat rugăciunea celor din prejurul tău și din pricina lor te iubesc și aștept să te smerești și să arăți pocăință pentru că mai am de lucrat cu vasul tău. Ascultă ce spun, zice Domnul, amin, fac un chiar. Dar noi, Doamne, dar era vorba de pere, de sârmă. Păi vine cu ceva simplu așa, păi chiar sunt bine asta acum, la momentul ăsta când efectiv așa. Da, în fine, noi, fiindcă n-aveam, eu n-am darul ăsta, stăteam liniștit. Că Biblia spune acolo să prorocească doi, trei sau trei și ceilalți să judece. De foarte multe ori noi, pentru că n-avem niciun dar, judecăm noi. Dar acolo e vorba de proroci. Că doar prorocul poate judeca proroc. Și am văzut lucrul ăsta viu, pe viu. După ce s-a terminat slujba, s-a ridicat niște vase ale Domnului, și-o plecat la sora care o dat Domnul de descoperire. Noi ne-am dus și noi imediat să vedem ce spune acolo. Și un frate îi spune, soră, pentru fratele ăsta, o mai avut Domnul ceva, dar dumneata nu i-ai dat drumul, nu-i așa? Altă soră a spus, da, sora, așa a fost, o mai fost ceva din partea Domnului. Și dumneata nu i-ai dat drumul public. Și sora se ridică în fața lor și spune, frate, când prima dată Duhul Domnului a vrut să dea drumul la lucrarea asta, a venit prima dată la dumneatale? Da. Și l-ai spus că pentru el nu-i dai drumul, nu? Da. După aia a fost la matale, soră. Și din nou, dumneata le-a spus că nu-i dai drumul. Da. După aia a venit Duhul Domnului la mine și a spus, le-am spus la ceilalți și nu vor. Tu vrei să dai drumul? Și am spus, da, Doamne, indiferent ce-i, voi da drumul. Bun, asta îi spui lui public și asta îi spui în privat. Toți eram curioși ce era în privat. Nici în ziua de azi nu știm că Dumnezeu e înțelept. Când ai, când nu ai, vezi pe unul cu drujba care fuge după curățirea copașilor prin adunare. De bă, ce cu omul ăsta, Doamne? Pentru că nu există rânduială asta și biserica ar trebui să o aibă. Doamne ajută, frații mei! Ultimul aspect pe care am spus că îl insist asupra lui este țin dragostea fierbinte. Se spune Scriptura, din pricina mulțirii fără de lege, dragostea celor mai mulți se va răpci. Frații mei, a ține dragostea fierbinte înseamnă a iubi pe frați, nu pentru ceea ce merită, nu pentru ceea ce fac, ci a continua să iubești de dragul Domnului Iisus. Vorbeam aseară la tineri și vă repet și dumneavoastră, toate slujirile noastre, toate lucrările pe care le facem, trebuie să le facem de dragul Domnului. Când Domnul a întrebat pe Petru, i-a spus, mă iubești tu, Petru, mai mult ca toți ceilalți? Și Petru a spus, da, Doamne, știi că te iubesc. Paște melușeii, oițele și oile. Atenție, nu în funcție de răspunsul melușeilor, nu în funcție de răspunsul oițelor, nu în funcție de alegeri, nu în funcție dacă ești în comitet, nu în funcție dacă ești propus de ordinare, nu în funcție dacă te apreciază cineva, ci pentru mine că mă iubești, Paște. Când gândești așa, slujești pentru că îl iubești pe Domnul. Suntem în casa Domnului și dacă suntem sinceri
Știți colegi de-ai voștri care au rămas în alcool și au murit de ciroză? Sau, ăsta așa cum sunt. Știți colegi de-ai voștri și prieteni de-ai voștri, poate neamuri de-a voastre, care au o viață ruinată? Știți, noi avem un destin binecuvântat pentru că într-o zi Dumnezeu s-a îndurat de noi, nici la momentul actual nu știm de ce s-a îndurat. Nu pricepem. Nu găsim noi ceva bun în noi. El a găsit bun în noi și ne-a onorat cu Duhul Său cel Sfânt. Și ne-a pus în biserica Lui. Ca atare, tot ce avem și tot ce suntem este datorită Lui. Și acum Domnul vine și spune, pentru tot ce am făcut pentru tine, slujește-mă. Nu cât te apreciază, nu cât te aplaudă ăștia, nu cât sunt gata să recunoască darul tău și slujba ta. Tu slujește-mă pe mine, tu fii lângă mine, tu lucrează pentru mine. Ești disponibil să faci asta? Că de foarte multe ori ne uităm la cei din prejurul nostru și nu suntem gata. A ține dragostea fierbinte, tocmai asta e nivelul, când poți să faci asta. Și ca să poți sluji altora, trebuie să ierți. Foarte mulți oameni sunt blocați și nu pot sluji, au daruri extraordinare, i-a folosit Dumnezeu, dar din cauza unor ofense, din cauza unor bani, din cauza unor tragedii câteodată, am întâlnit logodnice care vorbeau cu un băiat să o logodească, să meargă înainte, o logodit, o lăsat-o în drum. O lăsat-o în drum, logodnică, o făcut nunta cu alta și o trimis ei poze cu el, totuși s-o însurat. Păi, dar de ce n-ai anunțat familia? Dintr-o dată a intrat într-o depresie și familia, nu mai vor să audă nimic. Am întâlnit oameni care au împrumutat 5.000 sau 10.000 de euro, nu știu căruia, ăla n-o dat. Celălalt spune, dar ce ai rămas la banii ăștia? Că eu continui să rămân. Ce faci în cazul ăsta? Că dragostea se duce jos. Vrei, nu vrei, intri la îngheț. Te poți ridica și poți fi un biruitor? Poți merge până la capăt? Sau stai acolo închis, tragi perdelele și spui viitor nu mai există? Biruitorul este omul care se ridică din cazul lui, din ofensa făcută, din paguba făcută și merge spre cer că are de prins un premiu al chemării cerești. Ai mentalitatea asta? Pentru că de foarte multe ori ne târâm în mântuirea în urma noastră, venim plictisâți și agale la biserică și între noi nu vine Îngerul Gavril, nu vine Arhanghelul Mihail, ci vine Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Vrea să-și primească lauda, dar n-am chef, că m-a enervat Costel. M-a enervat Costel, nu te laud pe tine. Efectiv, m-a supărat ăștia, că nu m-a inclus în cor. Am vrut și eu să intru în cor, nu m-a inclus. Eu supărat. Și pe cine ne răzbunăm? Nu pe dirijor, nu pe păstor, ăștia urmează. Pe Iisus care în continuu cu noi și care spune, măi, te-am smuls din întuneric, am făcut din tine un copil al meu, ți-am dat Duhul Sfânt să te călăuzească și tu te răzbuni la fiecare slujbă pe mine, măi. Păi când tu mă slujești pe mine, mă slujești în funcție de ceilalți sau te răzbuni pe mine din cauza celorlalți? Cam asta facem, frații mei. A ține dragostea fierbinte presupune, frații mei, să treci peste, să mergi la Domnul tău și cu cântarea ta și cu rugăciunea ta să-i slujești lui că el merită glorie lui. El merită. Totodată, frații mei, biserica e chemată să împlinească în domeniul ăsta, în sânul comunității și în sânul familiilor, momentul ăla pe care îl spune Domnul. Pe timpul apostolilor, maximul de iertare pe care îl cereau rabinii era de 3 ori. Dacă un frate de-a tău te supăra de 3 ori, pe zi, erai dator de 3 ori să-l ierți. Și Petru vine la Domnul Iisus și îi spune, Doamne, dacă fratele meu îmi greșește, păcătuiește împotriva mea pe zi, de 7 ori depășește dublu recomandat de rabin să-l iert. Și probabil Petru s-a așteptat cum ne-am fi așteptat noi, băi, Petru, tu ești prea bun, băi, să vede că ești ucenicul meu, ești prea bun. Nu, Domnul dintr-o dată vine și spune, Petru, nu de 7 ori, de 70 de ori câte ați ajuns vreodată la cifra asta, pe zi? Eu stăteam câteodată și mă gândeam, în familie numai să te chinui să faci. În familie, unde te ieși cu celălalt, să te chinui, nu reușești de 490 de ori. Să te străduiești, să te ocupi numai cu asta. Nu reușești. Bun, lucrul ăsta vine în biserică, dintr-o dată. Și Dumnezeu spune, dacă fratele tău ți-a greșit, tu trebuie să-l ierți. Bineînțeles că mulți dintre noi suntem gata să iertăm pe frații noștri pentru ofense, conform Bibliei. Dacă îi pare rău și spune, te rog să mă ierți, îl ierți. Băi, ce fain! Îl aștept de 2 ani, dar nu-i pare rău. Efectiv,
Nu funcționează la el un senzor ceva. Eu îl aștept, îl văd că ieși cina Domnului, dar nu-i pare rău. Și eu, dacă îi pare rău, eu îl iert, mai chem câțiva martori și își întreb ce-a fost în capul lui. Tu îți dai seama de cine ți-ai făcut, de cine ai făcut o mișto, băi, din mine. Și așa mai eu, câte nu sunt eu, gata. Dar lui nu-i pare rău și ca atare eu stau cu toate scenariile mele în mintea mea. Ce faci în cazul ăsta? Ce faci? Când celuilalt nu-i pare rău, ba chiar crede că a făcut bine. Eu te-o fentat. Îți-o adus un abuz. Și în adunare. Și când e cina, tu nu te ridici că el trebuie să vii și are iertare. Dar el se uită după tine și spune, a, ești aici, uite, eu din paharul Domnului, eu din cutare, și uite că eu pot, eu n-am nicio treabă. Numai tu vezi că eu ți-am greșit. Ce faci? În afară faptul că îți mărești tensiunea? În afară faptului că la urmă spui, băi, cum de-o putut face ăsta? Ce faci? Unde e dragostea ta? Stimați mei, Sfânta Scriptură ne spune să iertăm pe frații noștri nu numai când le pare rău. Ce spune Sfânta Scriptură, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină, iertați-vă unul pe altul. Dar noi știam cum. Biblia continuă. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Bun. Și acum mergem cum ne-a iertat Hristos. Pe Golgota erau trei cruci. Pe cea din mijloc era Domnul. Și la un moment dat Domnul spune așa, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Cine o cerut iertare? Cine din cei de acolo? Tâlharii? Sutașul? Soldații? Că dacă sutașul a spus, Doamne, noi îi crucificăm pe ăștia condamnați la moarte, dar nu le punem spini pe cap cum ți-am pus ție și am bătut-o și cu... Nu! Noi facem lucrurile, dar față de tine, te rog să ne ierți că ți-am produs atâtea dureri și suferințe în plus față de ceilalți. Nici tălharii aia nu-s pedepsiți ca tine. Te rog să ne ierți. Și în urma acestei rugăminți, Domnul să fi spus, Doamne, iartă-i, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Dar nu există nicio rugăciune de felul ăsta. Ce efectiv Domnul i-a iertat. Cum a iertat Hristos, așa a iertat și voi. De ce? Vreau să vă spun ceva, frații mei. Vreți, nu vreți, o să aveți ofensă între voi și greșeli, intenționate sau neintenționate. Depinde de maturitatea noastră spirituală. Când iei ofensele alea și nu ești gata să le ierți, tu iei și ții pistoc rubzacul ăla de bolovani sau niște bili de oțel la picioare. Nu mai poți cânta cum trebuie, nu mai poți alerga cum trebuie, nu mai... Dragostea ta pentru frați se răcește. Pentru toți, nu numai pentru ăla. Pentru toți! Dintr-o dată constați că toți sunt capabili de ce ți-o făcut ții, fratele, pe toți îi analizezi așa. Așa e firea noastră umană. Eu am observat că sunt localități, unii mi-i drag să mă duc. Dar nu cunosc pe primar, nu cunosc pe nimic. Dumneavoastră nu la fel, din țară există anumite orașe în care spui, băi, și oraș fain el. Păi, dar tu îl cunoști pe primar? Nu. Dar am acolo un om pe care îl apreciez. Cum tu cunoști un om și judici un întreg oraș după omul ăla? Da, cam asta facem noi. Un om reprezentativ. Dacă unul te-a fentat dintr-un oraș, tu știi că bănuiești că tot orașul ăla urmează să te fenteze pe tine. Pentru că ăla l-a reprezentat. Nu uitați la biserică la fel. Patronul tău, profesorii tăi, nu știu cine e adunarea Domnului. Dar prin tine identifică ce fel de adunare. Că dacă tu trăiești pocăința, spun când aveți slujbă că vreau să vin la voi. Dar dacă tu prin felul tău de a fi faci de râs pocăința, el va vedea asta. V-aș ruga tare mult. Aveți grijă în domeniul ăsta. Când ți se fac asemenea ofense, ce faci cu ele? Unde le duci? Pentru că îi analizezi pe toți ceilalți. Sunt niște cabile de oțel și nu mai poți alerga înainte. Și mulți dintre dumneavoastră le aveți acum. Le aveți, aveți prinși de război, pe care îi purtați imaginar după voi. Ăștia trebuie să vină să-și iară iertare. Altfel nu merg înainte. Bun, dar trece viața. Am observat oameni altă dată plini de Duhul Sfânt. Cântau cu bucurie Domnului. După ce au fost ofensați, după ce au fost răniți, după ce au fost jefuiți de bani câteodată, jefuiți de valori câteodată, n-au mai cântat așa. N-au mai cântat. Când se culcau seara, se culcau cu gândul ăla care i-a vorbit de rău. Într-o zi au auzit că ăla ar fi avut pană la o mașină și dintr-o dată are și el o bucurie. Începe Dumnezeu să lucreze. Dar după care aude că ăla și-a schimbat ca un jucu. În fine, merge mai departe, din nou intră în starea aia. În timpul ăsta îți cresc copiii. În timpul ăsta nevasta spune, măi, tu ți-aduci aminte cum ai curăcerit? M-ai luat din mână, m-ai dus prin parc, mi-ai vorbit. Nu. Eu stau, Dumnezeu trebuie să lucreze cu asta. Trebuie să fac cu asta. Trebuie să lucreze cu asta. Și trec ani, după ani, după ani, după ani. Și într-o zi,
Vine Dumnezeu care iubește biserica și toarnă Duhul Sfânt peste biserică. Noi ne bucurăm, dar unul dintre noi, ăla care i-a enervat pe toți, și am văzut lucrul ăsta în diferite comunități, e cercetat aparte și vede deosebit lucrurile. Și spune, frate, am lucrat ca un nebun, am lucrat ca un prost, am făcut lucruri care mi-e rușine acum. Vă rog frumos, frații mei, iertați-mă, mă pun în genunchi în fața voastră, iertați-mă. Bine, tu așteptai să-ți ceară iertare și să-i prezinți, dar de ce? Și acum omul ăsta cere iertare, tot ce vrei să-i spui tu, recunoaște. Tot ce spui tu despre el, așa e, frate. Tot armamentul pe care l-ai adunat de zeci de ani, trebuie să-l predai. Cu omul ăsta cer iertare. Bun, îl ierți în seara aia, în dimineața aia. Dar vreau să te întreb, ce faci cu timpul? Ce faci cu momentele când nevastă a vrut să fie mângâiată de tine, dar tu spuneai, nu. Ce faci cu momentele când copilul tău vrea să bucuri și să spună, tată, să vorbim între noi, cu te urmează să mă căsători, n-am timp, măi. Ce vorbești cu momentele când frate a vrut să te aibă cu darul tău să slujească și tu ai stat cu ochii pe el așa? Ce faci cu alea? S-au dus, frații mei, nu le mai întoarce înapoi. M-am obișnuit de mulți ani de zile să iert pe frați cum mi-au greșit, chiar dacă ei nu-și cer iertare. Am cazuri de oameni care au făcut mișto de mine în public, care m-au ofensat public. În seara aceea m-am plecat înaintea Domnului și am spus, Doamne, omul ăsta după caracterul lui nu-și va cere iertare urgent. Știi că o greșit, dar în ambiția lui vrea să dea mare o bucată pentru sinele lui, pentru orgoliul lui. Eu, nu prin puterea mea, că nu pot. Eu acum pot să fac un psalm, să spun ce aș face eu cu el. Dar, Doamne, în numele Tău îl iert în seara asta. Știi ce greu mi-a fost? L-am iertat. De atunci ne-am mai întâlnit. După 3 ani de zile, au venit și mi-a spus, m-am purtat ca un nătâng. M-am purtat ca un om fără minte. Te rog frumos să mă ierți. Și am spus, eu te-am iertat de atunci, fratele meu. Eu n-am nevoie de un moment solemn acum. Eu de atunci te-am iertat, de atunci am predicat, de atunci am cântat, de atunci m-am bucurat, pentru că iertarea se oferă atunci. Predicam de subiectul ăsta într-o biserică de unei fratele Fălcușan, de la Verona. Și am predicat despre cei care împrumută bani și nu-i mai dau înapoi. Și de foarte multe ori, pentru 200 de euro, sau pentru 100 de euro, sau pentru 50 de euro, frață, nu se mai pot vedea în biserică. Nu mai pot cânta. Ești blocați, efectiv. Acum, eu n-am predicat să ierți datoria cuiva, ci să ierți lipsa de bun simț. Să ierți lipsa de responsabilitate cu un lucru împrumutat, trebuie dat și înapoi. Și în termen. Chiar dacă e împrumutat. Și le-am spus, oameni buni, nu vă cer să iertați faptul că te duci la el pentru bani și spui cu copilul bolnav, cum am întâlnit atâtea cazuri, măi, ți-am dat 50.000 de euro împrumut, să te muți. Ți-am dat timp de 2 ani, au trecut 5. Acum am un copil bolnav în spital, dă-mi banii că am nevoie. Dar ce tu stai în banii aia? Caută din altă parte. Și am plecat mai departe. Ce faci în cazul ăla? Cât se sărăcește dragoste. Și în seara aceea, după predică, fratele Emil a venit în față cu un om de afaceri din Cluj, plâns tot. Și omul a spus, frate Virgil, în seara asta m-am eliberat. Dar de ce, frate? Am avut un frate din biserică, mi-a spus și de unde, căruia am împrumutat 100.000 de euro și unul ia 50.000 de euro. Să uite la mine așa și zic, dar ce, nu am banii ăștia? Tu știi să faci bani, poți să faci alții, fără probleme. Doamne, n-am putut să mă mai rog. N-am putut să mai cânt. Îmi vinea în cap să nici nu mai vin la adunare. Mă duc în altă parte. Cum adică, domnule, banii mei ăștia fac mișto din mine? Frate, mă gândeam la un moment dat. Și în seara asta am auzit cum trebuie să iert. I-am iertat. Nu știu dacă îmi mai dau banii înapoi, dar i-am iertat pentru că vreau să cânt, vreau să mă bucur, vreau să am parte de bucuria mântuirii. Nu vreau 50.000 sau 100.000 sau o casă sau ce-a fi să-mi ia bucuria mântuirii. Nu vreau. Vreau să fiu liber. Ne-am rugat împreună. M-am întâlnit cu el în Cluj după câțiva ani la evanghelizare, a venit în fața mea cu o figură senină, plină de bucurie. I-am întrebat, ți-o dat aia bani? Nu, nu mi-o dat bani încă. Dar mulțumesc Domnului, am scăpat, pentru că i-am iertat. Stimații mei, ai venit astăzi aici. Vremurile pe care le trăim te duc în pâlnie. Lucrurile nu vor mai fi niciodată. Este pregătit o țară, o împărăție, un har, o binecuvântare, o cunună pentru tine, un premiu întâi, dacă vrei, de biruitor. În ce te-ai oprit? Te cheamă Dumnezeu acum să alergi până la capăt, să nu te lași până nu îi pui mâna pe premiul chemării cerești.
Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Amin.